ne-am întors la X Factor. Sezonul ăsta avem un nou jurat la X Factor. Ei, da. Normal că e pregătit să fie jurat. Are în sânge, dar nu știe care e. Bineînțeles că s-a prins și Horia de lucrul ăsta. De fiecare dată vine cineva în familia noastră, eu mă bucur. Cu atât mai mult când un om vine cu un mister. Așa că s-a pregătit să-l facă să se simtă ca acasă. Eu sunt pregătit pentru el, pentru că eu sunt Carlo. Sperăm să nu fugă. Eu sunt Carlo Dream și mă bucur foarte mult să fiu la X Factor. Ai un loc nou, sunt oameni noi. Îi public în spate, ceea ce în cazul meu nu era. Totul e diferit în sală și la televizor. Pentru faptul că e un mister total și pentru faptul că este singur artist din România căreia nu-i vezi fața, îți creează o mică așteptare. Foarte rău. De asta și port mască. Foarte urât. Am văzut fără mască când am înregistrat piesa și în general când lucrăm în studiu. Și cum e? Normal. Nu! Brățara mea! Cine a pierdut o brățară să vină în această țară și să facă ce vrea cu ea. Diamantele curge. Asta e noua mea piesă. Diamantele cade pe podea. Diamantele cade pe podea. Delia se repede după ea. Refren. Delia, Delia se repede, repede după ea. Asta e și videoclipul. Eu nu vreau să-mi vând mascara sau să-mi o promovez sau nu știu ce să fac. Eu încerc de ceva ani să fac un pic de muzică. Încerc. Ei, lăsați, lăsați. Dacă toți care doar încearcă ar ajunge în topuri și la toate radiourile, altfel ar sta treaba.